Ultimele zboruri externe au fost operate în Oradea de o companie irlandeză care a decis să le suspende din 2018. De atunci, de pe aeroportul din Oradea au fost operate doar zboruri interne și chartere. Acest lucru a afectat, bineînțeles, turismul, un motor de dezvoltare economică a orașului. Aeroportul din Oradea a avut creșteri constante ale numărului de pasageri între 2016 și 2018. Acest lucru s-a reflectat în numărul de turiști și în încasările hotelierilor și ale prestatorilor de servicii. Accesibilitatea unui oraș este foarte importantă, lucru care s-a demonstrat în 2018 când aveam zboruri internaționale pe aeroportul din Oradea și am avut peste 256.000 de turiști, mai mult decât populația orașului. Am avut 200.000 de pasageri în 2018. Și acum? 10.000. Banii destinați operatorilor aerieni care deschid curse externe de pe aeroportul din Oradea sunt din fondul de rezervă al orașului. În funcție de rute și de frecvența zborurilor, vor obține un punctaj. Un operator nu va putea obține mai mult de 800.000 de euro. Este un colac de salvare pentru aeroport, această infuzie de capital pe care primăria, municipiul Oradea, o va acorda posibilelor companii aeriene care vor dori să reia traficul sau să deschidă noi rute de pe aeroportul Oradea curse internaționale. După publicarea condițiilor de participare, firmele interesate își vor putea depune planurile de afaceri, iar semnarea contractelor trebuie să fie făcută în decurs de maximum 45 de zile. O primă tranșă din bani va fi acordată anul acesta, iar diferența în 2021.